Salutare dragilor din Boracay și bine v-ați găsit la un nou vlog. E ora prânzului aici. M-am trezit ceva mai devreme, am luat micul dejun care ține până la ora 11, asta e partea bună. Sincer, când sunt într-un loc unde nu-mi place așa mult, nu știu ce să fac, cum să-mi petrec timpul, o să încerc să merg la altă plajă sau să încerc să fac plajă aici pe White Beach. Să-mi iau un prosop și să fac plajă. O să mai vizităm un pic White Beach și pe urmă vedem. Am ajuns pe plajă, hai să vă arăt cum se construiește această, nu știu cum să o numesc, Boracay, vedeți? În fiecare zi cineva o construiește, este a face poze. Are for cover glass. No, thank you. Apa e astăzi mai lângă mal. Nici nu găsesc cuvintele, că abia m-am trezit, abia. Din păcate, prea puțină lume pe această plajă. Mai multă lume se plimbă și asta n-am să o înțeleg niciodată. O să merg mai în față, pe acolo, pe undeva, dar nu știu dacă nu văd bine ecranul. Undeva în față, unde pare mai frumoasă plaja, din timp o să-mi iau un prosop de aici, ca să am pe ce să stau și să stau câteva ore la plajă. Măcar să plec bronzat de aici, dacă altceva nu am găsit. Hai că mi-am dat tricoul jos, că nu mai pot de cald. Băi, aici nesimțirea e maximă. Nu se poate, dacă cumperi de aici, de pe plajă ceva, e prețul dublu față de cei mai din spate, câțiva metri mai în spate spre șoseaua principală. Băi, e incredibil ce nesimțire aici, mai nu se poate, chiar mai enervat. Mi-a cerut dublu pe pereche de șlap. Hai să vedeți aici cum arată mare. A început ziua mai bine, dar am început să mă enervez când auzi ce prețuri țărește. Nu se poate, mă, pentru câțiva metri să-mi cer dublu. Aici plaja arată mai bine un pic și poți să stai lângă pom. Eu o să stau lângă un pom aici să mă relaxez câteva ore. Probabil ceva de băut sau de la barurile astea de aici. Hai să vedem. Da, am primit cadou astea de la un tip din Iran care s-a uitat un pic la vlogurile mele și a plăcut. O să mă așez aici lângă prietenii din nou din microbuz, să fiu cumva safe și o să intru un pic în apă. După care o să le nevesc aici la plajă, să vedem cât timp stau, că notez că după 4 se aglomerează aici. Da, apa la mal are destul de multe alge, dar așa în larg se vede foarte frumos. Partea proastă e că aici nu găsești nimic de cumpărat în zona unde sunt resorturile, foarte rar găsești ceva și dacă găsești e foarte scump de băut. Așadar, dacă veniți să faceți plajă aici, luați-vă ceva de la magazin, nu faceți ca mine. Am crezut că găsesc un magazin, două aici pe plajă, dar se pare că nu găsești așa ceva aici pe plajă. Dacă aveați șezlonguri aici, era perfect. Chiriai un șezlong, stăteai frumos relaxat, bei ceva, te servea cineva, că eu de asta am venit. Știu că repet mult cu ce am spus ieri, o să mă opresc din chestia asta, ați înțeles ideea, nu-mi place deloc aici, dar trebuie să rămân. Mai am 4 zile, sper să le petrec într-un mod cât mai plăcut. Hai să intrăm în apă. Wow, ce rece e apa, mă, frate, mă.
Dar arată bine, extraordinar arată culoarea, excelentă culoare. E ca în Maldive. Aceeași culoare ca în Maldive. This is nice. Pic am ieșit să mănânc, hai să-mi fac și un pic freza. Am ieșit să mănânc și mi-am cumpărat cămașa asta. Am dat pe ea 400 de pesos, adică vreo 34 de lei. Nu mă stă bine cu ea. Am luat-o mai larg, așa arăt și eu mai slim în asta. Ok, my friend. Bye, bye. Thank you. Și șlapeștea. Păi ăștia am dat 250 parcă. Asta înseamnă vreo 20 de lei. Deci cu 50 de lei mi-am luat o cămașă și șlapii. Mai trebuie să iau niște magneți. O să dau eu o tură mai completă pe aici, pe la astea, să vă spun niște prețuri. Acum însă merg aici lângă, e un fel de fast food. Să văd ce găsesc de mâncare și după care să mă... Mâncare după care, da, vorbesc bine. După ce mănânc, mă duc pe plajă pentru că s-a mai aglomerat. Am înțeles că după ora 4 oamenii iau cu asalt plaja. Nu să se bronzeze, este așa îmbrăcați și cum și mai cum. Bă, nu știu ce să... Nu știu ce să cumpăr, mă, de aici, că e fast food. Și nu știu ce să iau. Barbecue, 46 de... Hai că am reușit să comand aici. Am comandat un meniu care are două bucăți de carne plus Pepsi ăsta. Și am mai adăugat o bucată de carne. Trei bucăți sper să-mi ajungă. Partea proastă e că aici nu au salate. Aici și n-am avut ce să combin. Am plătit pentru toate astea undeva în jur de 3 euro. 15 lei, cam așa. Dacă nu mă satul, va trebui să mai cumpăr ceva. Iar Pepsi ăsta nu prea are gustul pe care îl știm noi, e un pic de altfel, gustul un pic altfel. Astea sunt frigăruile de porc. Aici e orez. A, uite, când două orez la el, dacă vă scrie pe ea orez. Și sosul ăsta care, sincer, mi-e teamă să-l încerc. Să n-am probleme. Și ăsta e orezul, dacă cel mănânc orezul, să cer ceva. Și hai să mai dăm o tură pe aici, pe la plajă. Poliția. Uite cum arată aici mașina de poliție, bă. Zici că e de-aia de car oameni la muncă, pe la țară. E ora la care lumea începe să se adune pe plajă, deoarece vor să vadă apusul soarelui. Hai să vă arăt, e total diferit față de ceea ce ați văzut ziua. Ia uitați câte lume e aici. Hai să ridic camera. E foarte multă lume rezemată de copaci, stau pe prosoape, este că s-a uitat fata aia la mine și m-am pierdut. E foarte frumos la ora asta, așa îmi place să fie lume mai multă, să vezi oameni, să... Iar soarele, așa cum apune, se vede foarte frumos de aici. O să stau și eu până când apune de tot soarele și apoi o să merg în cameră.
Partea proastă aici, în zona asta, e că dacă vrei să mănânci, la majoritatea restaurantelor există câte o formație care cântă și cântă destul de tare și de nașpa, zice, limba lor engleză, v-am spus, e destul de ciudat, vorbesc destul de ciudat, eu până înțeleg pe vreunul în trei, sunt de două ori. Hai să vedem unde ne oprim în seara asta, poate merg la un club ceva pe aici, să vedem asta. Voi merge în clubul ăsta, Summer Place se numește, să filmez un pic și prinăuntru, să vedem intrarea, hello, intrarea costă 500 de dolari, de lot. Wait. Să intru în clubul ăsta aici, Summer Place, intrarea costă 40 de lei în banii noștri și include un cocktail la regele, Long Island sau Shark Drink. Încerc să mergem în alt club, să vedem dacă găsesc alt club. Din ce am observat aici, toate cluburile sunt ziua, restaurante, unde poți să mănânci, și seara se transformă în club. De asta și atmosfera nu e tipică clubului. Pare mai mult o discotecă de la țară, cu muzică nașpa. Când a pus melodia Gangnam Style, au sărit toți asiaticii și au rupt ringul de dans. Muzica nu e cine știe ce. Hai să mai mergem la alt club. Am văzut un club mai în față, cu luminiță așa, părea mai club decât restul ce mai e pe aici. Hai să vedem. Asta e cel de-al doilea club, Bar Boracay. Intrarea este 30 de lei în banii noștri și nu are nicio băutură inclusă. Sincer, din ce văd, atmosfera e destul de liniștit, așa, chill. Mai mult indieni am văzut înăuntru, arabi. Nu ca și avea ceva cu ei, doar ne ferește, dar nu cred că sunt oamenii potriviți pentru o atmosferă bună. Și mulți asiatici care la fel nu prea. Eu nu o să intru, că n-are rost să intru. Cel mai probabil o să mă duc în cameră să mă culc. Mâine e o nouă zi. Și probabil că vlogul de azi o să-l închid aici. Fetele sunt pe partea stângă, toate la agățat. Toate m-au abordat, bineînțeles. Uite ce, acum că mă întorc înapoi, la fel. Bun. Ce mai lumină un pic și mă văd mai bine. Închid vlogul aici. A doua zi în Boracay a fost mai bună decât cea de ieri. Vă mulțumesc mult pentru cei care s-au abonat la canalul meu. Nu prea e bună închiderea asta, nu? Mulțumesc mult tot!